Democrat-liberalul Marcel Hoară, fostul președinte al Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, spune că, din păcate, complexul energetic Oltenia, în loc să meargă mai bine, merge din ce în ce mai prost. Se întâmplă acest lucru din cauza lipsei de viziune a guvernanților, dar și din cauza managementului de la nivelul CEO. Complexul energetic, din păcate, în loc să se structureze mai bine și să fie ceea ce ar trebui să fie ca element de siguranță în energetica românească, ceea ce înseamnă siguranța energetică a României, merge din ce în ce mai prost. Merge din ce în ce mai prost, pe de o parte, datorită lipsei de viziune a guvernanților și intereselor nu știu de care, iar pe de altă parte, datorită managementului de acolo. Dacă nu e capabil, au adus un manager pe care, sigur, l-a vrut Ponta, probabil datorită vechilor contracte pe care l-a avut prin 2007-2008, care este total incapabil. Nu este în stare să... ca având o cotă de piață de 22% până la 29%, 30%, nu este în stare să stea în piață, să plece acasă. Democrat-liberalul avansează ideea că se vrea vânzarea CEO pe nimic, de aceea, acum când ar trebui listat pe bursă, CEO are o grămadă de probleme. Poate au interesul, cine știe, să-l aducă acum când trebuie să-l scoată, să-l listeze pe bursă și să este pe bursă, să acum complexul are o grămadă de probleme. Cine se duce la vânzare să-și vândă parte din acțiuni și să spună că vaca e bolnav? Exact asta fac specialiștii la momentul ăsta, probabil ca să vândă pe nimic acțiunile complexului energetic. Deputatul USL Vasile Popeangă spune că situația din acest moment de la CEO vine ca o consecință a acțiunilor făcute în ultimii ani. Situația este o consecință a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în aceste unități de producere a energiei electrice și era normal odată să vină scadența. Pentru că nimeni n-a înțeles că capitalismul înseamnă și concurență de piață. Capitalismul înseamnă și costuri care intră în joc atunci când ești pe piață să vinzi niște produse. Și sigur că este și o consecință a faptului că a scăzut foarte mult consumul la nivel de țară.